Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit! Dragii Bună! Mei, vă invităm cu noi să mâncați o felie de tort cu ocazia împlinirii de un an de la YouTube, de când am început YouTube-ul. Am făcut un an de zile și o să sărbătorim așa în familie. Am făcut un tortuleț mic, surpriză pentru voi, pe care l-ați văzut și, așa cum am promis, o să-l tăiem împreună cu voi. Noi sărbătorim aici în familie, dar sărbătorim cu marea noastră familie, cu toți cei 25.000 de urmăritori, de abonați ai canalului Rețete Simple Margaret, cărora le spunem la mulți ani, pentru că e primul nostru an împreună. Așa că, dragii mei, vă spunem la mulți ani, vă mulțumim din suflet de mii și mii de ori pentru comentariile voastre frumoase, pentru susținere, pentru vizionări, pentru like-uri, pentru faptul că v-ați abonat la acest canal, că ne sunteți aproape zi de zi și că ați fost alături de noi, unii dintre voi, chiar de la început. Da, exact. Deci avem un an de YouTube și avem și 25.000 de abonați pe care i-am făcut săptămâna trecută cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul vostru, și nu puteam să lăsăm să treacă acest moment nesărbătorit, neobservat. Am zis să ne adunăm toată familia și să sărbătorim împreună cu voi. Acum, ce să zic? Mami, te întreb pe tine prima, spune-ne tu cum te simți, ce părere ai despre parcursul tău pe YouTube de până acum? Eu zic că a fost bine, o să fie bine și în continuare. Oricând e loc de mai bine. A trecut un an repede, eu zic. Sper să mai treacă de aici încolo mai mulți ani. Deci acum avem numai un an, dar sper să avem mulți, mulți, mulți ani de acum înainte. Doamne ajută! Așa că mă simt foarte bine, bucuroasă, fericită că sunt cu voi și împărtășesc bucuria asta cu voi. Sper că ați observat că am făcut un tortuleț ce scrie pe ea. Sper că ați observat și bluza mea exact. De aniversare. Mama poartă tricoul personalizat. Aici este poza de la aniversarea celor 10K, adică primilor 10.000 de abonați ai canalului. Bineînțeles că videoclipul îl găsiți tot aici, pe Rețete Simple Margaret. Și atunci am avut un tort și am sărbătorit alături de voi. Și acum am făcut un alt tort, pentru că am făcut și un an de YouTube și 25.000 de abonați, ceea ce nu poate decât să ne bucure din inimă. E făcută de mine și de Maria. Noi am făcut tortul, am făcut acasă, este un tort de casă, cum suntem simplu. Și noi, cum suntem și noi, da? Un tort simplu și delicios. Eu sper să vă placă. Noi vă oferim și vouă câte o felie la fiecare din ea, o bucățică, o guriță. Dar făcut din dragoste, da. Cu toată, toată dragostea și admirația noastră pentru voi. Așa că, dragii mei, ce pot să vă spun? Că noi ne bucurăm foarte mult, cum ați văzut, am pregătit și tort. Puțin așa, cât s-a putut, și am luat și tricou de aniversare. Mama a zis că nu-l poartă, ați văzut? Eu i-l-am făcut cadou de acum 5-6 luni de zile, dar ea a zis că îl ține numai și numai pentru ocazii speciale. Și cum asta este o ocazie foarte specială, a zis că astăzi trebuie să-l poarte. Exact. Deci să știți că prima dată o port. Am deja de câteva luni, dar acum port prima dată. Așa că mie mă place. Cum a zis Maria, eu o țin așa de ocazii speciale. Voi ați văzut și știți. Eu am shorts cu numele, care sunt mai multe. Deci pe negru, pe roșu, pe alb, toate culorile le am. Și aia le folosesc când gătesc, normal. Dar asta le las așa numai când e ceva. Așa că sper să vă placă. Sper să vă bucurați și voi, că eu mă bucur. Și noi chiar suntem foarte emoționați. Da. Și acum am zis, o să tăiem cu voi tortul, să vedeți cum e înăuntru, cum arată crema, tot.
și o să gustăm cu voi împreună. Dar înainte să tăiem tortul, o să lăsăm și pe tata să ne spună câteva cuvinte, că și el a participat destul de mult la creșterea acestui canal. Tati, cum te simți după un an de YouTube? Mă simt foarte bine, mulțumesc la bunul Dumnezeu, vă mulțumim vouă, că fără voi să știți că nu putem merge înainte, asta e categoric, de-aia eu în atâtea des v-am rugat să ne urmăriți. Deci fără voi nu putem, putem să ne întoarcem peste cap, să facem fel de fel de rețete super mișto, dumneavoastră contați că vă uitați la noi. Vă mulțumim din suflet pentru această problemă, că vă uitați la noi. Altceva ce... Tata, aniversăm un an, avem 25 de case, suntem fericiți, dar suntem fericiți cel mai mult când sunteți zilnic lângă noi, pentru că ne încurajați să mergem înainte. Eu vă mulțumesc, vă mulțumim. Și eu vreau să vă spun ceva despre tata. Gândiți-vă așa, un om la vârsta lui care nu e obișnuit cu social media, cu tot ce înseamnă YouTube, internet, videoclipuri, filmat, editat și așa mai departe, a reușit o performanță, din punctul meu de vedere cel puțin, pentru că tata... De cele mai multe ori, de fiecare dată când eu am fost plecată din țară și nu m-am putut ocupa pe cât mi-aș fi dorit de acest canal, el a fost în spatele camerei. El a editat, a filmat, a postat, a făcut toată munca aia din spatele camerei, care nu se vede, dar care e la fel de importantă ca și munca mamei, pe care o iubim și o prețuim. Dar, într-adevăr, gândiți-vă că tata a făcut acest efort cu drag, cu bucurie pentru voi și o performanță pentru el, pentru că, după cum știți, nu multe persoane se pot familiariza cu internetul, cu social media, într-un timp relativ scurt, pentru că în câteva luni de zile a reușit și cred eu că a reușit destul de bine. Așa că, dragii mei, și el merită apreciat, merită felicitat. Deci noi toți patru am fost. Vreau să vă spun, am și cântat, am și citit în Sfânta Scriptură, exact. Am și gătit câteodată cu Miria, am plimbat. Ca să vă atragem, credeți-ne, să vă uitați, să fiți lângă noi. Noi vă mulțumim, nu știu, ați fost mai mulți, sincer vă spun, ați fost mai mulți, dar no, vă mulțumim, sper să fiți lângă noi. Măcar ăia care a fost tot timpul lângă noi, vă iubim și... Ori să vină și abonați noi, o să vină persoane noi în continuare. Noi suntem încrezători, optimiști. În primul rând, ne încredem în Dumnezeu, știm că El face totul posibil. Și în al doilea rând, știm că și noi depunem efortul, ne facem muncă, facem absolut tot ceea ce ține de noi. Și vom face în continuare cu ajutorul lui Dumnezeu. Acum mai avem un personaj important de pe canalul Rețete Simple Margaret, care să ne spună și ea câteva cuvinte. Bună, Miriam! Bună! Ce ne spui tu? Cum te simți tu după un an de YouTube? Cum ți-a schimbat ție YouTube-ul viața? Și Miriam a filmat de foarte multe ori. Miriam a fost foarte apreciată de voi, a fost personajul principal în multe a dintre videoclipuri. Mai bine decât mine. A fost și cameraman, exact. Da. Miriam filmează chiar bine. Cum te simți, Miriam? Bucuroasă. Ești bucuroasă? Ești bucuroasă că mami, uite, are activitate, nu? Și că tu participi în videoclipuri, nu? Ce frumos! Deci noi suntem 5 persoane cu Mihaela, dar Mihaela nu este cu noi și noi suntem 4, dar toți 4 am contribuit la toate... 25 și Mihaela a da, exact! Exact! Și Mihaela a contribuit, da! Pe care deci, iubim și o salutăm. Deci noi am depus trup și suflet aici, să știți că am muncit mult și muncim în continuare și pentru asta... Muncim să mergem înainte și voi să fiți lângă noi. De-aia vă rugăm, nu fiți supărați, poate mai greșim câteodată, poate, nu știu, la unii nu le convine că eu îi rog să se uite. Dar este normal, fiecare
Fiecare persoană care face YouTube-ul vă spune asta. Apăsați butonul like, abonați-vă, adică toți realizatorii de YouTube și nu numai, toți realizatorii de content pe orice fel de platformă vă invită să vă abonați și să dați un like. Asta este ceva normal, ce nici măcar nu trebuie să ne mire. Da, deci e un lucru firesc, omenesc. Așa. Toată lumea își dorește chestia asta, că de asta facem. Ca să avem și să creștem și să fim împreună și să ne bucurăm. Noi nu mergem înainte, dragi. Exact. Dumneavoastră sunteți baza. Tocmai de aceea vă prețuim, vă mulțumim, vă răspundem la fiecare comentarii. Încercăm să venim cu ce putem, azi mai bine. Și pentru critici, iar răspundem, nu numai laudelor, criticilor, mulțumim și aia care, în fine, poate... Nu, ne-au jignit câteodată, dar Dumnezeu să le mulțumim și lor. Noi v-am iertat și vă iertăm, nu punem la suflet, să știți că nu suntem oameni rea care să punem la suflet. Deci atât, dacă vă rugăm să fiți alături de noi, asta e rugămintea noastră. Ajungem, Mihai, acum cu rugăminți. Și acum cred că se convine să mă adresez și eu cu câteva cuvinte vouă, pentru că... Am făcut și eu parte din această minunată echipă și asta așa să și fac. Da, dragii mei, trebuia să mă adresez și eu vouă, să mă vedeți și pe mine. Eu vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu prima și prima oară pentru că ne-a dat această ocazie să începem și să ducem acest canal timp de un an de zile, cu bune, cu rele. Mi-am făcut și eu treaba atât cât am putut, am ajutat la filmat, la editat, la postat, am apărut și eu un video de foarte multe ori și vă spun cu mâna pe inimă că m-am bucurat, sincer, de aprecierea dumneavoastră. Am luat în seamă și criticile atunci când a fost cazul. Nu pot să vă spun decât că am întâlnit oameni minunați, oameni care am simțit că mă plac, am simțit că mă iubesc, am simțit că sunt alături de familia mea, de mine. Nu pot decât să mă înclin înaintea voastră, să-i mulțumesc lui Dumnezeu și apoi vouă pentru toată susținerea, să vă invit ca și în continuare să fiți alături de noi, pentru că nu o să vă dezamăgim, dragii mei, pentru că acest canal, dacă vă uitați de la primul videoclip postat până acum, a evoluat. Și cu ajutorul lui Dumnezeu va evolua în continuare. Așa că, dragii mei, vă mulțumesc și eu din inimă, din suflet. Vă spun Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Vă invit și pe canalul meu de YouTube să dați și acolo urmărire. Canalul meu se numește Gătește și Călătorește cu Maria. O să mai postez și acolo din când în când. Așa că vă mulțumesc că nu m-ați uitat chiar și atunci când am fost departe de casă, chiar și atunci când nu am prea apărut în videoclipuri. M-ați urmărit mulți dintre voi și mă urmăriți în continuare și pe canalul meu de YouTube. Așa că nu pot decât să vă mulțumesc și să vă fiu recunoscătoare. Acum, dragii mei, vă invit să veniți cu noi la masă! Haideți! Haideți să tăiem tortul! Mama ne va tăia tortul! Doamna Margaret! Da. Deci... Acum taie prima și prima felie la Miriam, că ea e cea mai mică și ea trebuie să aibă prima felie. Și noi vă cântăm vouă la mulți ani, pentru că așa se cuvine. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Urmăritorii noștri să trăiască, urmăritorii noștri să trăiască, la mulți ani. La mulți ani, dragilor! La mulți ani, fiecăruia în parte! Mulțumesc. Vreau să vă arăt, uitați-vă aici ce bine stă crema și ce culoare frumoasă are și se vede că
îi blat de casă. Acum, nu, ouăle nu era de casă, era de la alimentară, dar s-a făcută de mine și uitați-vă aici ce bine arată. Un tort simplu care ne reprezintă, simplu, dar delicios. Da. Deci nu am comandat, am făcut-o eu. Am cum să tăiem fiecăruia câte o felie și bineînțeles că o să tăiem o felie și pentru abonații noștri. Este pentru Mihai, uitați ce felie generoasă, faină, și îi dăm la Mihai, poftim. Haideți, la masă. Pentru mama, ajută-o. A, uite aici, o farfurie. Asta este alumarina. A mea? Wow! Enormă! Uitați așa. Mulțumesc! Asta este a mea. Și aici am tai și mie. Pe mâna și pentru mama. Mama nu prea are voie, dar acum va gusta puțin. Poate deci nu mănâncă pe toată, dar gustă cu siguranță. Și acum, ca să știți că am tăiat la Mihai, la Maria, la Miriam, mie, și nu în ultimul rând, cea mai importantă, da, felie, tai pentru voi, să știți. Deci o felie pentru urmăritorii noștri, pentru prietenii noștri, pentru familia noastră mare. Exact. Pentru toată lumea vă ofer felia asta de tort. O tai și o pun acolo deoparte, anume pentru voi. Uitați ce felie vă tai eu. Cu unul, exact. De la un an. Uitați-vă aici. Asta este pentru voi. Așa, uitați ce. Asta îi vă ofer vouă să o gustați și voi. Fiecăruia în parte. Nostru, măcar o linguriță, să vedeți ce gustare și să mâncați cu noi. La mulți ani, abonații noștri dragi, prietenii noștri dragi și celor care nu sunt abonați, exact, cei care ne urmăresc. Da. Și asta vi-l pun aici pentru voi, uitați așa. Și dacă ar fi Mihai la casă, i-am tăiat și pentru. Da, asta îi dăm la Mihaela. Deci asta e, o rămas la Mihaela. Acum să gustăm, să și vedem. Și la abonați, bineînțeles. Da, dacă este bună. Cum e, Mihai? Tatia gustă primul. Să știți că am și siropat blatul. Crema, ați văzut că stă, nu curge, nu. E foarte, o culoare extraordinară. Ei este făcută din mure. Deci eu zic că arată foarte bine și gustul o să gust și eu să, ca să nu vorbesc ce nu știu. Așa, măcar un pic să văd. Crema e foarte aromată. Da. Se simte gustul ăla de mure. Să ne spună și Miri. Miriam, tu ai gustat, iubita? Hai să guști. Nu este foarte dulce, dar e foarte bună. Are aromă. Are gust de jeleu. Wow, super! Și ți-ți place jeleul, nu? Super! Deci, dragii noștri, acesta este tortul. Rețete simple, margare, ce-a mai rămas din el. Da. Deci chiar e foarte bună, să știți, vă oferim și vouă câte o felie, așa că ne îmbucurăm în continuare cu voi. Vă invităm pe toți să gustați din tortul ăsta, așa mică, simplă, cum e, noi dăm la toată lumea. E făcut din dragoste, din inimă, pentru voi. Asta contează cel mai exact, mult. Da. Exact așa, simplă, cum e, dar să știți că e gustos și arătos. Deci nu rămâne decât să vă mulțumim că ne-ați urmărit. Urmăriți-ne și în continuare. Asta a fost surpriza noastră pentru voi. Sper că v-a plăcut. Dragii mei, după cum ați văzut, am tăiat la fiecare, am gustat, este foarte bun. Vă dăm și vouă. Nu mai am ce să vă spun decât să fiți sănătoși, să aveți grijă de voi și să fiți alături de noi. Vă pup, vă îmbrățișez și vă spun la revedere. Sper că v-a plăcut surpriza noastră. Vă pupăm și vă spunem la revedere. La revedere. La revedere și la mulți ani. La mulți ani fericiți. Vă pupăm, pa, pa. Fici.